între 12 și 14 noiembrie după amiază, o perioadă marcată de niște gânduri pline de neîncredere, de amărăciune, de stres, de îndoială cu privire la felul în care poate evolua spre bine un demers socioprofesional. Încep să nu mai creadă în valorile în care au crezut sau în deciziile pe care le-au luat, răsturnare de situații și deteriorarea unor relații interumane care îi afectează la locul de muncă, în plan public și la nivelul unor parteneriate importante. Între 14 noiembrie, după ora 15 și 16 noiembrie, atitudine destul de fermă în relațiile cu prietenii. Nu le tolerează prea multe, vor să fie priviți ca niște persoane autoritare, se poartă demn și pretind să fie respectați. Este un moment în care se delimitează niște zone, până unde se poate interfera cineva în spațiul lor de gândire, de acțiune, unde ar fi cam bine să părăsească terenul, pentru că și-a permis prea multe ingerințe, sfaturi, observații, sau poate chiar îl agresează cu prezența, cu dialogurile, cu pretențiile, lobosește, cere tot timpul. Bun, cel născut în zodia balanței e tolerant, azi, mâine, poimine, face tot ce poate, dar există și o sațietate, dar există și o limită a bunului simț, a normalității, a politeții, a firescului, a logicii relației înseși. Și atunci pe toate acestea le pune brusc la un loc, face așa un mănunchi ca un buchet de flori și le prezintă aceluia sau acelora, grup de prieteni, ca să se înțeleagă ce permite, ce nu mai permite, ce tolerează, ce nu mai tolerează și așa mai departe. Situația poate fi mai mult sau mai puțin radicală în funcție de educație, dar și de provocare. Depinde și de loc în societate, depinde și de ecoul, felul în care aceea se poartă, pentru că nu le va conveni să facă obiect unor comentarii. Pe ideea că nu înțelege ce îi se întâmplă, că e tolerant, că este slab, că n-are voință, că n-are inițiativă și le permite acelora să facă din el un fel de marionetă. Și atunci, sigur că este foarte justificat să-și iasă din acea diplomație și lentoare și candoare și indiferență și blândețe și să treacă la acțiune. Între 17 și 18 noiembrie, context astral bun, normal, firesc, nu extraordinar, dar coerent din punct de vedere vibrațional pentru funcționarea organismului. Mai bun pare să fie contextul în plan psihic, pentru că avem de-a face cu niște tendințe de epurare a lucrurilor grave, urâte, rele, cu care s-au căptușit în ultima vreme. Din varii motive. Nu vorbim de o boală, vorbim de o stare psihică, care a fost până nu demult grevată de tot felul de impurități și acum simt nevoia să se curețe. Fiecare va proceda după cum îi este obiceiul, educația, sensibilitatea. Unii o vor face prin o excursie sau un concediu sau o vacanță în care vor rămâne singuri, să se regrupeze, să se întărească și să își reașeze întreaga scară de valori. Alții vor începe să se ducă frecvent la biserică, să-și tragă de acolo energia, să intre într-o zonă de vibrație superioară, curată, pură, să participe la ceremonii, la liturghii, cu sentimentul că face o baie spirituală. Și toată această trăire a unor momente speciale cu tumele creștine îl vor învigora. Alții se vor izola în muzică, alții vor desfășura activități colaterale care nu au nuanța de hobby sau de loazir, adică să-l distreze, ci vor avea nuanța de valorificare a unui talent personal, o vocație de data aceasta, nu o preocupare superficială și de moment și întâmplătoare, ci una constructivă, temeinică,
care are darul de a-i completa întreaga viață și activitate cu o dimensiune căreia nu i-a dat încă statutul definitoriu. Eu sunt pictor, să spunem, sau scriitor. Dar faptul că o cultivă cu atâta insistență îi dă statutul de a doua ipostază în care se poate prezenta în fața familiei sau a publicului, de ipostază care îl completează, dar îl și pune pe o altă direcție. Poate că uneori această direcție este mai importantă și mai valoroasă decât cea pe care se află acum angajat prin exercitarea unei profesii. Să spunem, cineva este inginer, dar are vocație de muzician, de pictor, de scriitor. Omul scrie, poate a și publicat o carte, are deja un motiv, un argument care să-i consolideze încrederea în acest talent. Și începe să se recomande ca scriitor și începe să se consolideze, nu doar în propria lui conștiință, ci și în ochii celorlalți, ca fiind și altceva decât cel pe care, cum spuneam adineauri, îl reprezintă meseria. Între 16 și 17 noiembrie, planetele Mercur și Venus vor intra în zodia săgetătorului, respectiv în casa a treia comunicării și a deplasărilor, și vor face până pe 7, respectiv 10 decembrie, multe, destul de multe lucruri bune. Mai întâi va aduce o mare bucurie a schimbului de impresii și idei, contacte umane, întâlniri, convorbiri, vizite, deplasări, oarecare agitație, una sau mai multe excursii, călătorii menite să-i înveselească, să-i îmbogățească, să-i educe, să-i distreze. Nu pleacă la muncă și nu pleacă nici într-o călătorie să exploreze Himalaya. Pleacă în împrejurimi, în locuri pitorești, pleacă să se reechilibreze, să își tragă o energie pozitivă din locuri în care poate a mai fost și a avut o experiență plăcută, poate că acelea sunt nou apărute în universul lui de cunoaștere și au vocația surprizei. Ce? Surpriză plăcută! Destul de multe relații constructive cu instituțiile statului, mai ales cu cele administrative, astfel încât măcar în primele 10 zile pot să rezolve repede și bine ceea ce se cheamă într-un limbaj așa obișnuit hârțogăraie sau activitate birocratică. Hârtie, aprobări, cereri, adeverințe, în sfârșit, calvarul hârtiilor, dar necesare. Pot să facă demersuri în vederea grăbirilor, a urgentării, dar și a corectării unora pe care le-au obținut, dar le-au obținut cu greșeli și acum trebuie să refacă traseul să intre în normalitate. Posibilitate de a se înscrie la niște cursuri de scurtă durată pentru a-și completa ceva din pregătirea profesională, pentru a deprinde o meserie, o activitate. Nu e vorba de lucruri fundamentale și de lungă durată, ci de cursuri de scurtă durată. Cum ar fi, de exemplu, un curs de 2-3 săptămâni, o săptămână, ca să învețe să folosească un soft sau un utilaj, deprinderi practice necesare în viața de fiecare zi, dar și în vederea exercitării uneia dintre preocupări, cea constantă profesională sau cea de care tocmai vorbeam, alternativă. Mă rog, ar mai fi și partea bună că plecând planeta Venus și Mercur din Scorpion, ușurează sectorul banilor de tot felul de provocări și riscuri de a fi păcăliți, de a pierde obiecte, de a li se fura bani și, mă rog, acte, lucruri care să îi indispună, să le complice existența și să le facă pagubă.